Dana Matei, o tânără din Durlești, deși studiază contabilitatea, marea ei pasiune are mai puțină legătură cu cifrele. Face string art. Dragostea pentru artă a moștenit-o de la părinți, tatăl fiind lemnar, iar mama pictoriță. Prima dată când am încercat să fac string art a fost pur și simplu întâmplător. Într-o vară, 2 ani în urmă, nu aveam ce face. De obicei, vara, student, elev. Și zic, trebuie să fac ceva. Făceam quilling, făceam multe lucruri. Și la un moment dat am început string art, am început să fac pana. A fost ceva inedit, mi-era greu, într-adevăr, mi-era greu, nu știam cum să o fac. Nu pot să spun că am învățat undeva pe internet. Am rămas impresionat de ce am făcut eu personal. Părinților le-au plăcut. Și după aia, nu știu cum, zic, ce, mă opresc aici, trebuie să fac mai departe. Nu a luat lecții de la nimeni, a încercat și a reușit. De atunci, continuă să impresioneze prin varietatea lucrărilor sale, iar pentru asta are nevoie doar de o placă de lemn, cuie și câteva bobine cu ață colorată. Aceasta este a doua lucrare, o a doua mândrie mea, de motiv că anume girafa probabil m-a făcut pe mine să simt ce într-adevăr înseamnă arta pentru mine. În ea putem regăsi mai multe tehnici de lucru, spre exemplu, la mărgini este o anumită tehnică care anumit pentru contur, anume am ales să o fac din trei părți, de motiv că este ceva mai original. Procesul de lucru nu este ușor, dar rezultatul pe care îl obține este impresionant. Practica bate teoria de multe ori și cu cât mai mult faci, cu atât mai mult dobândești. De fiecare dată încearcă să găsească forme noi, desene originale, dar și alte metode sau tehnici de realizare care dau originalitate lucrării. Pot spune, în primul rând, că iată putem să combinăm o lucrare însuși cu diferite poze putem să amenajăm. O altă tehnică ar fi combinarea naturii și a string art-ului. Este o tehnică destul de interesantă și foarte apreciată. Pot să zic, oamenii mai ales iubesc 3D-ul acesta dintre string art și natura. La fel, o idee ar fi mandala. Sunt diferite tipuri. Și pe lângă asta sunt imagini. Pot fi realizate oricum prin diferențierea de culori, prin diferențierea de tehnici. Danei îi reușește foarte bine nu doar partea țesutului cu ață sau îmbinarea tehnicilor, dar și pregătirea plăcii de lemn, bătutul cuielor. Deși la început o ajuta tatăl ei, acum ea se descurcă de minune de una singură. Pentru început, cel mai important, trebuie să alegem placa de lemn. Așa că eu am ales ceva mai simplu, după care este necesar să aflăm mărimea. Luăm imaginea și aflăm cam ce mărime avem nevoie. Și va fi 15 cm. Cu următoarea parte urmează să tăiem bucata de lemn. După ce lemnul este gata, să transpunem desenul pe hârtie și deja pe placă. Următorul pas urmează să batem cuia. Uneori chiar se întâmplă să mă lovesc cu ciocanul peste deget, dar mă rog, stau în ghid și lucrez mai departe pentru că trebuie. Când este cel mai greu, se refugiază în artă, care de fiecare dată îi completează toate golurile. String art-ul este o metodă care de liniștire, chiar pot să spun. Momentul în care eu poate sunt stresată, poate am nevoie de ceva, eu pur și simplu mă închid în camera mea și lucrez. Asta e așa o liniștire sufletească, simt plăcere, simt că sufletul meu se odihnește. Tânăra este plăcut surprinsă când cineva îi cere sfatul sau chiar încearcă să o copieze. Chiar recent o prietenă mi-a scris că, Dana, uite, vreau să fac și eu ceva așa de... Când 8 martie vreau să fac și adică am nevoie. Spune-mi ce am nevoie și ce trebuie să fac eu. Și atunci mi-a explicat pe etape și uite că, într-adevăr, s-a primit ceva foarte frumos. Nu zic, nu-i concurență, dar oricum, e plăcut faptul ăsta că cineva încearcă să fie ca și tine. Până acum a realizat în jur de 60 de lucrări, iar la fiecare din ele a muncit de la câteva ore până la câteva zile. E foarte important să avem o tehnică precisă în ceea ce ține momentul în care legăm ața. O astfel de lucrare îmi trebuie undeva vreo 3 ore, nu mai mult. De motiv că anume aceasta este simplă, dar într-adevăr sunt lucrări destul de mari care necesită mult timp de lucru.
până la 3 zile, chiar 4, non-stop, apropo. Aș vrea să ajung la lucrări de dimensiunile, poate chiar unui stand, destul de mare. Aș vrea să lucrez cu ață de fier. Se desparte cu greu de creațiile sale, pentru că în ele rămâne o părticică din sufletul ei. Lucrările mele au ajuns până în Irlanda, ceea ce mă mândresc foarte mult. Și pe lângă asta iubesc foarte mult să dăruiesc cadouri, așa că pentru bună dimineața aș dori să fac un mic cadou din partea mea, și anume o mică lucrare cu bună dimineața.